O româncă de etnie romă este una dintre cele mai de succes femei din Bruxelles. Are cam tot ce-și poate dori un om cu așteptări firești: o casă, o familie și o slujbă care o hrănește sufletește. Plecată din Timișoara în anul 1991, eroina noastră a pendulat în copilărie între România și Elveția. La vârsta de 17 ani s-a stabilit în Belgia împreună cu familia. Nu știe când s-au scurs cei 21 de ani de când trăiește aici, dar e mândră de tot ce a realizat. Muncește pe brânci, 7 zile din 7, de la ora 9 la 22. Are 3 locuri de muncă, dar zâmbește și e pozitivă. Faceți cunoștință cu Mihaela Mihai, romul nostru de 10. Aveam o situație destul de ok, deci nu am plecat din țară pentru că nu ne descurcam sau ceva de genul ăsta. De fapt, în principiu am venit în vizită în Belgia, dar după aceea s-a întâmplat ca fratele meu să se îmbolnăvească. A avut o tumoare cerebrală, a avut 25 de ani, cred că pe vremea aceea, și deci ăsta a fost motivul care ne-a reținut aici în Belgia. Fiind, trebuia să facă controle tot timpul și tot felul de examene de genul ăsta și asta ne-a reținut. Eu aș putea spune că am făcut un contract cu mine personal. Pentru mine familia a fost și va rămâne în continuare lucrul cel mai important. Chiar și când trebuia să aleg între fericirea mea și familie, când am fost pusă într-o situație când trebuia să aleg între fericirea mea și familie, am spus, la ora actuală, familia mea este mult mai importantă decât mine. La ce te referi când spui fericirea mea? Tocmai, deci eu vorbisem cu un băiat în perioada aceea și m-a pus într-o situație în care trebuia să aleg chiar atunci, în momentul acela. Problema era că nu era din Belgia, era într-o altă țară și trebuia să aleg dacă vreau să mă duc să stau cu el acolo sau... Și am spus, în momentele acestea, familia mea are mult mai mare nevoie de mine și este mult mai importantă viața fratelui meu. Am spus, dacă e să fie, să fim împreună, o să fim, iar dacă nu, înseamnă că asta este soarta sau ce ne-a rezervat viitorul. Și adevărul este că la vârsta aia cam ar fi fost perioada care eu trebuia să fac pasul acesta, pentru că după aceea a devenit din ce în ce mai greu. Anii au trecut și era mai greu să găsești pe cineva de etnia noastră care să nu aibă obligații, să nu fie căsătorit, să nu aibă copii, și era mai greu. Eu spuneam tot timpul, Dumnezeu știe și adresa mea și numărul meu de telefon. Și am spus, dacă eu mă duc să caut, s-ar putea să dau greș. Dar dacă îl trimite Dumnezeu, Dumnezeu nu dă greș niciodată. Unchiul lui stă peste drum de mine și el a venit la unchiul lui și așa ne-am cunoscut. Și ne-am cunoscut pe data de 8 aprilie la evenimentul Ziua Internațională a Romilor. Deci noi, acum pe 8 aprilie, am sărbătorit 4 ani de relație, de căsnicie, de când ne-am cunoscut. Mihaela se trage dintr-o familie de pastori penticostali, unde credința este foarte importantă. Aceeași credință i-a arătat și drumul în carieră. Mulți ani la rând, aceasta a lucrat benevol pe post de translator pentru românii și romii care ajungeau în Belgia. Pentru că era o bună vorbitoare de franceză și romanii, le facilita acestora comunicarea cu autoritățile statului, îi media, îi consilia și, fără să-și dea seama, în 10 ani s-a format pentru ceea ce avea să devină mai târziu. Am fost prima mediatoare interculturală de origine romă care a fost angajată în Belgia. Nu a fost ușor, pentru că nu se știa pe vremea aceea ce înseamnă munca aceasta, adică cine suntem noi, ce facem noi, care sunt barierele noastre, până unde putem merge. Deci noi ne-am axat cel mai mult pe școlarizare. Deci ăsta era punctul nostru forte și ceea ce am vrut, pentru că ne-am dat seama că fără școală și fără studii nu poți să ajungi prea departe. Mergeam pe străzi și vedeam oamenii care stăteau și cerșeau cu copiii, copii care aveau vârsta de școală, și normal că nu puteai să te duci la ei să le spui direct
suntem în Belgia, școala este obligatorie, trebuie să copiii să înscrieți la școală. Deci încercam mai întâi să vedem care sunt obstacolele care le împiedică să-și trimite copiii la școală. Și încercam să le oferim ceva înainte de a le cere ceva. Cred că așa și trebuie. Și încercam, de exemplu, să-i ajutăm, de exemplu, să obțină o carte medicală, deci ceva care să le permită să aibă drept la medicamente, la consultații, la doctor gratuite. De exemplu, să obțină alimente gratuite sau hăinuțe pentru copii sau ceva de genul acesta. Erau părinți, de exemplu, care spuneau: ei, lasă că nici eu n-am fost la școală și m-am descurcat în viață. Deci, cred că asta era categoria cu care ne-a fost cel mai greu să lucrăm și să obținem rezultate. Am făcut foarte multe sesiuni de informare cam cu toate instituțiile care aveau de-a face cu comunitatea romă. De exemplu, facem sesiuni de informare cu tot personalul școlii. Pentru că atunci când înțelegi persoana, este mult mai ușor de lucrat cu ea. Am făcut chiar și cu poliția, cu tribunalul, cu judecătorii, cu procurorii. Și deci reacția lor a fost că nu cunoșteau nimica despre comunitatea romă, despre istoria lor, despre greutățile pe care le întâmpină. Și cred că după aceea a fost s-a schimbat, da, pentru că și-au dat și ei seama că nu este atât de ușor. Și deci eu le-am spus, este ușor pentru voi să vedeți lucruri din exterior, dar v-ați făcut timp vreodată să mergeți să stați de vorbă cu persoana aia care stă jos acolo și cerșește? Îmi pare rău că ei deja din România vin cu bagajul ăsta de discriminare. Deci faptul că ești rom și că vii din România, ești catalogat direct. Despre a treia ocupație pe care aceasta o are, vă spunem doar atât. Mihaela lucrează și cu minorii delincvenți de diferite etnii. Îi investighează, îi aduce de pe drumuri înapoi în sânul familiei și îi monitorizează ca să nu cadă pradă viciilor și a doua oară. Colaborează strâns cu serviciul de tutelă, care e la doi pași de casă, așa că am însoțit-o și noi. Acum o să vă plimb puțin prin Bruxelles. Deci aici, în cartierul unde sunt eu, e cartierul Scarbeck. Și acum mergem în Mil Bruxelles, la Poliția Federală. Aici, în cartierul ăsta, sunt foarte mulți romi și pe plațul ăsta așa se strâng ei și seara și acum e puțin cam de vreme. Uite, aici avem o femeie care cred că cerșește. Îi cunoști? Practic când mergi în trafic îi cunoști, da, pe toți? Nu chiar pe toți, dar pe majoritatea îi cunosc. Deci dacă am merge pe strada asta în jos, dar un pic mai târziu, ai vedea o grămadă cum stau jos la cerșit. Suntem la sediul Poliției Federale din Bruxelles. Accesul nu ne este permis, așa că o așteptăm pe Mihaela afară. Ne dorim totuși să îi vizităm unul dintre cele trei locuri de muncă. Așa că, după o așteptare scurtă, pornim din nou la drum. Am avut ocazia de foarte multe ori să aud de la fetele astea tinere că și-ar dori să fie ca și mine. Adică sunt un exemplu pentru ele și asta mă bucură foarte mult și mai ales faptul că cred că au evoluat lucrurile în Belgia, pentru că tinerele, de exemplu, de 13-14 ani, care acum ceva timp în urmă se măritau, cred că acum au curajul să-și confrunte părinții și să le spună: eu vreau altceva de la viață, vreau să-mi continui școala, vreau să am un serviciu, un salar, o mașină și un lucru foarte interesant. Deci biroul la care eu lucrez acum, unde o să mergem să vă arăt, este o organizație flamandă, se numește Centru de Integrare a Romilor, este situat în Molenbeek. Avem și o școală
pentru tinerii începând de la 15 ani care nu au fost școlarizați niciodată. Și atunci, în primul rând, pot beneficia de cursurile de alfabetizare, cursuri de limbă și cursuri de meserii. Și, de exemplu, avem fete care sunt căsătorite tradițional și vin împreună cu soțul lor la școală. Pentru că și-au dat seama că este foarte important. Ajungem la serviciul pentru romi din organizația Foaie din Bruxelles. Aici, autoritățile învață despre romi, iar romii, la rândul lor, sunt ajutați să își găsească un loc de muncă, să își ducă copiii la școală și să devină cetățeni de onoare. Mihaela, toi, tu ai été lundi, tu devrais contacter la famille Sava pour aller avec eux au PMS. Qu'est-ce que tu as pu faire? Oui, avant d'aller à la famille, donc j'ai pris contact avec le PMS pour fixer déjà le rendez-vous, comme ça quand j'arrive chez la famille, je donne déjà la date. Mais donc je suis tombée sur la messagerie vocale et alors ils ont dit que pendant les vacances, ils sont fermés. Colegii, majoritatea sunt din România, sunt romi din Timișoara, avem și doi colegi romi din Bulgaria, dar în majoritate sunt colegi deja din România și e foarte bine pentru că la serviciu vorbim limba în care se comunică, este limba flamandă, făcând parte dintr-un serviciu din Bruxelles, dar în rest contactul cu clienții se întâmplă în românește sau în romanes și e un lucru care ne apropie undeva mai mult de țară. Reușim să vedem după atâția ani de muncă, lucrăm, serviciul există în foaie, deci în organizație cam de 13 ani și vedem după atâta timp rezultate foarte, foarte bune la nivelul învățământului. Vedem copii romi care merg la școală, din ce în ce mai mult care termină un liceu aici, care merg chiar mai departe la universitate. Vedem copii romi care merg deja în grupa mică sau grupa mijlocie la grădiniță și pentru a învăța limba. Deci succesul acesta, evoluția pe care o vedem după atâția ani, cred că e un lucru care ne ajută să ne putem continua meseria cu foarte mult entuziasm. Ce-mi place la Miela, are o energie pozitivă extraordinară, de invidiat chiar, pentru că face această muncă cu mult entuziasm și cu multă convingere. Și la fel, totdeauna are un sfat bun de dat și din experiența ei, pot să spun că este colegă cu cea mai multă experiență de aici, din serviciul nostru. O poveste ca a Mihaelei pare desprinsă dintr-un basm modern cu final fericit. Cheia reușitei sale? Evident, mult efort și perseverență. Poate că e una dintre puținele povești de viață pe care le întâlnim, care ne arată că poți avea succes dacă investești în educație. Dar iată că e cu atât mai plăcut atunci când arăți că asta chiar se poate. Canacames te parudul vareso, începosar te paruvez vareso tute. Canacames aver te paruven vareso, paruvitu tute. Hai, namec îl buchea de aghes pe tehara. Te avem bachtalii.